Hei, salut, frate, eu sunt Alex Novak și bine v-am regăsit la un nou episod. Probabil cred că ați uitat de seria asta, însă am avut o serie cu România, World Conquer 4, un joc de telefon care mai joc de distracție. Și eu aș sincer am uitat de seria asta, mi-am adus aminte când am găsit-o. Și episodul ăsta va fi cu voce, nu cu o melodie patriotică. Am avansat foarte mult. După cum puteți vedea, m-am expansionat în foarte multe teritorii. Aveam o armată vastă și puteți vedea, împreună cu Japonia, am scos Rusia de pe hartă, Uniunea Sovietică. Și acum, în episodul ăsta, vreau să vorbesc și despre direcția canalului, pentru că, după cum ați văzut, canalul moare încet, încet. Nu mai am foarte multă susținere, nu mai am foarte mulți fani, nu mai am foarte multe comentarii și like-uri sau vizionări. Însă, după cum am promis, canalul ăsta nu va fi închis niciodată, cel puțin când o să fie cazul. Puteți vedea că pe Germania am încercuit teritoriilor din Polonia și jocul ăsta nu e foarte popular în România, nici în afară de altfel, însă sunt mici comunități care joacă jocul acesta și na. Să vedem ce o să facem în episodul de astăzi. Nu să compar jocul ăsta cu Hexof, care este jucat în România ceva. Și parcă vezi că o să fie cineva să spună că, iar zic, cuvântul respectiv prost. Adică jocul sau joc, am un problem cu pronunția și lumea cât de rea este să ia de orice lucru pe care îl spui greșit. Și trebuie să știi că suntem oameni și toți greșim. Hai să trecem la treabă, să vedem ce facem în acest episod. O să înaintez trupile mele în Asia, deja am ajuns în teritoriul Asiei. Și stai și voi cât teritoriu am luat, adică ăsta e un joc mai mult de for fun. E un joc mai mult așa casual. Un mic joculeț de strategie care mi s-a părut interesant și ce vreau să mai zic, este un joc foarte decent. Însă nu e roleplay, adică să te expansionezi într-un anumit fel, să faci tratate de pace, să nu are elemente de genul. În viața reală n-ai putea să te expansionezi atâta. Teritoriul respectiv va fi un star marionetă sau va fi un stat care va colabora cu tine, deși era șanse să fie așa. Mai ales dacă un star mic face lucrul respectiv. Și, na. Vă cunosc, vreau să vorbesc despre logica pământului și chestii de ce se întâmplă în lume. Eu vreau să joc aici un joculeț pentru voi să mai fac niște episoade. Deși nu știu câți dintre voi se vor uita la acest videoclip. Nu voi face un clip foarte lung, voi face un clip cât de cât ok. Acum am plănuit să atac Cehoslovacia, care nu prea e. Teritoriile în jocul ăsta nu sunt ca în viața reală sau ca în jocuri strategii după PC, clar, că altfel ar fi lag. Deci există moduri care face o mapă mai mare și asemănătoare cu granițele din viața reală, însă foarte nu-i prea corect. Să-mi spuneți dacă vreți, dacă vreți să fac o serie cu în prezent cu World Conquer 4, că am un mod în care este practic era curentă, teritoriile sunt cât de cât ok, ideologia țărilor sunt ok, teritoriile sunt ca în viața reală aproximativ și, na, să vedem. Ați văzut și voi că n-am mai postat în ultimul timp foarte multe episoade, am postat cu acel alfa de la Call of Duty Black Ops Cold War, posibil să fac și cu alfa-ul de la Hello Neighbor, că s-a lansat azi în ceva timp. Și s-a încheiat alfa-ul ăla de la Call of Duty și nu o să mai postez. Deși am niște episoade salvate cu... Am făcut multe episoade în trecut și am multe episoade de postare în seria respectivă. Dacă vă întrebați de ce am alineat trupele astea aici, e bine, o să-l invadez Germania în curând. Vreau să-i trădez, pentru că ne-am... Poate că obiectivul l-am făcut, acum avem să avem sfera noastră de influență peste tot, toată Europa. Și după aceea mai târziu o să trădăm și Japonia și o să invadăm și pe ei.
ne așezăm trupele la atac ca să ne... Avem trupele tot frontul să fie de trupele. Momentan nu prea mai am foarte mulți bani. În celelalte episoade ați văzut și voi câți bani am avut. Însă acum am avea 2000, este ceva pentru România, dar am și multe orașe, ce-i drept. Așa că azi vedem cât am filmat 5 minute, mai filmez un pic. În viață, după cum am spus, oamenii corecți nu sunt niciodată apreciați. Mereu oamenii care fac lucruri false și mincinoase și sunt corupți și zic de alții și ei sunt mai rău, ăia o să fie apreciați. Și oamenii sunt nepăsători, pasivi și efectiv răi. Foarte răi. Din orice motiv o să te agreseze, orice motiv o să zică ceva. Am avut cariera asta de YouTube foarte mult timp. Foarte mult timp am postat YouTube. Și am postat pentru plăcere, adică mi-a plăcut să fac content, să vorbesc. De mult mi-am imaginat să fiu un creator, dar nu sunt ca toți ceilalți, să fiu eu și editez clipurile, să le fac entertainment, să am un umor. Nu, eu sunt eu și asta e bine. Și în viață nu prea mai vezi YouTuber să fie ei în videoclipurile lor. Sunt pur și simplu niște actorează că se umiră ei, mamă ce a descoperit, mamă ce a făcut. Să mir în episod ca un animal ce este. Și nu face ceva unic. Și aș vrea să fie YouTube-ul cum a fost în trecut, dar lucrurile respective nu mai poți vine înapoi, timpul trece și mereu YouTuberii vor face ce este popular. Nu fac ceva unic, nu face... Nici eu nu pot să mă declar că fac lucruri foarte unice, însă încerc să fac lucruri care nu s-au mai făcut. Deși nimeni nu-i pasă și na. Și da. Sincer, în ultimul timp n-am mai avut chef să filmez, însă pot să revin acum, deși nu prea mai am susținerea pe care aveam și chestii, dar poate o să revină la un moment dat susținerea. Dar rămâne de văzut. În episodul ăsta încă nu o să atac Germania pentru că, na, vreau să termin în primul rând cu Uniunea Sovietică să capituleze total, că momentan n-a capitulat. Momentan mai are câteva teritorii pe care aș vrea să le cuceresc, să vedem cine le va cuceri prima. Japonia sau eu. Și Japonia cuceri ceva teritorii. Au profitat de ocazie că eu practic i-am cărat, adică au pierdut multe resurse și armament și soldați rușii. Sunt youtuberi care joacă jocul acesta, cum ar fi Blockminati, care face un fel de roleplay cu jocul ăsta, face anumite povești și îl face mai unic decât este, îl face cu mai mare potențial. Oricum, a jucat mult mai multe jocuri în afară de ăsta, nu să zic și eu așa. Asta e țara, aparent, țara asta e de-a noastră. Ah, da, în istorie, ăsta a fost un stat marionetă, practic, politica externă era condusă de Japonia și internul pe al lor. Nu sunt independenți mai pe scurt. Sunt unii oameni care cred că în război, dacă ar fi câștigat o anumită țară, ar fi ocupat toate teritoriile. Nu! Poate le va avea în sfera lor de influență. Țările respective vor continua să existe și nu vor fi desființate de anumită țară care invadează. Ar fi stupid. Dar asta apuc și prin joc de strategie casual, care nu are legătură cu lucrurile astea. Și eu practic la un moment dat să fie cât mai ok. Nu eu, bineînțeles, dar am găsit eu niște moduri și ar trebui să nu mai cumpărăm foarte multe chestii, că uitați voi, îmi pierd în ce mai mulți bani. Resurse am căcălău, puteți și voi vedea, dar banii stau mai prost cu banii. București, toare București, stau. Cred că o să invadez în curând Turcia. Puteți și voi că am adus flota aici. Dacă Bășescu nu vindea flota, probabil ajungea mai șmecher ca asta acum, dar... Da, aia și-am cumpărat și am zis să nu mai cumpăr și uitați voi câți bani mai am, foarte puțin. Mi-am adus aici trupele care vor invada Turcia în viitor. În episodul ăsta... Nu știu câți de voi se vor uita, vor comenta sau... S-ar putea să uite, dar decât la câteva minute din videoclip, nici 10 minute, adică clipul ăsta l-am ținut și eu cât am putut, nici 10 minute nu l-am ținut, posibil să-l țin. Hai să ne
Hai să ne avansăm trupele spre teritoriul german. Ne vom pregăti de invazie. Vincesa, aiu e aiu și n-ai de unde să știi că îi atac. Spre exemplu, în jocul original nu puteai să ataci aliații, decât le puteai să le furnizezi banii de resurse. Iar în acest mod pe care l-am acum, pot să declar război la aliați și mi se pare foarte șmecher, pentru că face jocul mai fun, adică poți declara război la oricine, nu numai la țări neutre. În jocul original puteai decât la țări neutre care nu participă în război, adică Turcia, Iranul, atât ăștia din Arabia și atât. Dar țări care sunt în război sau ești aliat cu ele, nu poți declara război în jocul original. Însă acest mod mă lasă să declar război Germaniei, tuturor țărilor pe glob. Și mi se pare foarte șmecher oricum. Dar nu o să mai găsi niciodată un YouTuber să facă jocul ăsta ca cum îl fac eu, să fac un roleplay, să... Iată că... Sunt, dar însă sunt copilăroși, nu știu să joace jocuri și nu sunt români care să aibă interes pentru acest joc. Adică și eu la început nu știam foarte multe, oricum... Am mai lansat ăștia de la EasyTech, posibil în anul viitor.